În cuvinte, nu poate fi descrisă atmosfera de la Colegiul Emil Dracoviță, acolo unde, la moment aniversar, când s-au împlinit 35 de ani de la înființare, în aer au plutit diverse sentimente împletite armonios și transmise tuturor celor prezenți. Emoțiile și-au spus cuvântul atunci când s-au depănat amintiri din viața de licean sau atunci când fuști elevi și-au revăzut dascălii, după ani buni. Din mâna lor au ieșit de pe băncile școlii profesori universitari, renumiți chirurgi, oameni de televiziune sau chiar primari. Întâmplarea face că anul acesta este un an aniversal și pentru promoția în care am terminat eu. S-au împlinit 20 de ani de când am absolvit liceul de științe ale naturii din acea vreme. Era un liceu în care existau foarte multe fete. Noi eram o clasă de silvicultură. Practic, pot să spun că a fost poate cea mai frumoasă perioadă a vieții și cred că orice absolvent, orice persoană își amintește cu foarte multă plăcere perioada de liceu. E o întâlnire foarte, foarte emoționantă din mai multe puncte de vedere. În primul rând pentru că după foarte, foarte mulți ani am pășit în această clădire, clădire de care sunt legată prin atâtea și atâtea amintiri frumoase de anii de adolescență. Mi-am regăsit profesori dragi, profesori de la care am învățat limba română. Iată că am ajuns slujitor al cuvântului peste ani, profesori de la care am învățat fizică, am învățat matematică. Ei sunt tot aici, sunt la fel de tineri și frumoși cum i-am lăsat, nu știu cum se explică. Probabil își trag seva din tinerețea copiilor care sunt în spatele. Nu, sunt emoționată tare. Ori de câte ori am revenit în acest liceu, am fost copleșit de emoții, cu atât mai mult în acest moment. Însă, din fericire, emoțiile se împletesc foarte armonios și cu nostalgiile și cu bucuria de a revedea locuri care m-au format. N-am avut emoții la materii. Pentru mine, emoțiile în acest liceu au însemnat emoția primei iubiri, emoția față de greșeală în fața directorului și așa mai departe. În schimb, pot să spun acum că acest liceu m-a format și cred că pot să spun cu siguranță că îi datorez într-adevăr esența a ceea ce sunt. Fiecare întâlnire cu liceul pentru mine este extrem de emoționantă. Nu de altceva, dar pentru că liceul este o parte din mine, sper ca și eu să fiu o parte din liceu și suntem ca atare părți inseparabile. Pentru mine orice întâlnire cu liceul acesta este mai mult decât, cum să spun eu, o declarație de revenire la o bârșie. Este o bârșie însăși. Ceea ce ar trebui să spun este că elevii mei au fost întotdeauna niște copii excepționali, niște adolescenți excepționali și că dacă eu am realizat ceva cu ei, am realizat tot datorită lor. Pentru mine școala a fost a doua familie. De multe ori studiam în școală mai mult decât acasă. A fost o perioadă în care am făcut 12 ore de laborator pe zi cu elevii, laborator de chimie, substanțe, mirosuri, dar au ajuns acolo unde trebuie. Este foarte emoționantă, dar este emoționantă în primul rând pentru că avem prezenți oameni valoroși, oameni care au făcut foarte multe pentru această societate și chiar dacă nu sunt fostă elevă al acestui colegiu, sunt lesenistă și acum chiar simt spiritul lesenist. Amintirile i-au ținut însă captivi în școală pe foștii elevi care au spus că parcă ieri erau adolescenții rebeli. Am fost cu dumneavoastră, dacă vă amintiți, într-o tabără în care tabăra era dedicată aniversării celor 35 de ani de la primele șantiere ale tineretului. Și așa mică și cum este doamna, și mult mai firavă cum este doamna profesoară, ne-a ținut în frâu 3 săptămâni prin București. Cred că a fost foarte stresantă deplasarea aceea. Să ai grijă de atâtea domnișoare care scăpaseră de acasă. Iertați-mă că am întârziat. Tinerii care studiază acum la Colegiul Emil Dracoviță au fost impresionați de realizările din carieră ale foștilor elevi și mulți dintre ei vor să urmeze acum modele de care s-au îndrăgostit chiar azi.